înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale și unii așa ziși binefăcători străini s-au alăturat campaniei pentru Maia Sandu, făcând chiar amenințări în cazul în care un alt candidat ar fi ales. Alexei Arestovici, fost consilier al biroului prezidențial din Ucraina, acum stabilit în Statele Unite, a amenințat cu război dacă alegătorii moldoveni nu o votează pe Sandu. În cadrul proiectului Jurnal de Război, el a afirmat că Moldova nu poate avea independență, ci doar subordonare totală față de tatăl România și, mama Ucraina. Și renumitul Alexei Arestovici s-a alăturat celor care au decis să-i învețe pe moldoveni să voteze corect. Fostul consilier al șefului oficiului prezidențial al Ucrainei, care locuiește la New York, în proiectul YouTube Jurnal de Război, a amenințat Moldova cu război în cazul votului incorrect pentru Kiev în 3 noiembrie. Chiar nu vreau ca Ucraina să aplice măsuri împotriva Moldovei, mai ales forța militară. Chiar nu aș vrea să se ajungă la faptul că Ucraina va fi obligată să ia niște măsuri, să le numim delicat de securitate. Iar acest lucru este inevitabil dacă veți vota pentru un parcurs pro-rus în Moldova și veți alege în Parlament sau la președinție pe susținătorii unei alianțe cu Moscova. Moldova nu poate avea nicio independență, ci doar subordonarea totală tatălui României și mamei Ucrainei, a spus Arestovici. El a adăugat că Alexandru Stoianoglu este o persoană simpatică și calmă, dar a confirmat că pentru Kiev mai preferabil ar fi, cităm, candidatul pro-european și pro-NATO Maia Sandu. Asta deși fostul procuror a declarat în repetate rânduri că susține integrarea europeană a Republicii Moldova și a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Iar în cadrul recentelor dezbateri electorale, întrebat despre acțiunile pe care le va întreprinde în calitate de președinte în domeniul de politică externă și mai ales în relațiile cu Ucraina, Stoianoglu a spus că va construi și dezvolta relații de prietenie cu toți partenerii, inclusiv cu vecinii Ucraina și România și partenerii de dezvoltare Uniunea Europeană, SUA, Rusia și China. Susținem Ucraina în războiul actual și oferim cetățenilor ucraineni asistența umanitară necesară. Sunt sigur că atunci când voi deveni președinte, relațiile noastre cu Ucraina vor fi mai puternice decât în prezent, a spus Alexandru Stoianoglu. El chiar i-a propus lui Sandu să semneze un pact prin care se recunoaște irreversibilitatea parcursului european. Am încercat să obținem un comentariu de la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova la amenințările lui Alexei Arestovici și posibilitatea acțiunilor militare împotriva Moldovei, dar n-am primit răspunsul la telefon.